Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Am văzut că mulți v-ați întrebat cum să jucați San Andreas, Battlegrounds, PUBG, pe GTA, pe MTA, în fine, înțelegeți ideea. Mulți probabil nu știți, probabil, ca să nu mai bine, știți doar de SAM și nu știți și de modul MTA. Ce este MTA-ul? Hai să vă arăt. Scrieți frumos pe Google MTA și vă dă pe site-ul lor. Și vi-l descărcați și dați, depinde ce Windows aveți, cred că cu toți aveți Windows 7, deci, sau Windows 10, nu știu dacă merge așa, în fine, eu deja l-am descărcat odată. Ideea este așa, MTA ăsta este un fel de, cum să zic, un fel de launcher pentru servere bazate pe jocul GTA San Andreas. Eu deja am ăsta instalat, cu toții cred că știți să dați un next, un ok, finish și atât. Atât că, la un dat timp ce instalați, o să vă zic că să puneți jocul în folderul, mă rog, jocul, să instalați ăsta. O să vă ceară să-l puneți la folderul unde aveți voi GTA-ul. Îl puneți acolo și după o să-l jucați. Acum, hai să vă arăt cam cum arată interfața MTA-ului. Bun, după ce ați instalat MTA-ul, l-ați pus în folderul de la GTA San Andreas, aveți acum acest meniu. Îi dați frumos pe server browser și scrieți aici, stați un pic că nu văd tastele, PUBG. Trebuie să fiți și dezinstalat ăsta ca să vă arăt pas cu pas. Dar cred că știți cum am spus, aneauri știți cu toți să dați next. Hai să intrăm pe ăsta. Cu cei mai mulți playeri, îi dăm dublu click și aștept să ne logheze. Să sperăm că nu o să mor repede ca să vă arăt și pe acolo gen cum constă treaba cu rucsacele, cu ghiozdanele, cu medkiturile, cu bandajele, cu toate astea, că e mai complicat. Ok, îi dăm play as guest că n-am niciun cont aici. Facem caracterul meu clasic de pe live-uri, așa, Ronald McDonald varianta underground. În fine, squad play nu mă interesează, îi dăm pe play. Serverul ăsta e în rusă, sunt și server în englez, dar am intrat pe ăsta că e cel mai popular și mă bagă repede în meci. Așa, iată, deja 32 de player din 50, dar să vezi că se va ajunge probabil la vreo 100 de playeri. 35, hai mă, 36, 37. Ideea e să moară cei care sunt deja în alte meciuri ca să înceapă aici meciul. Bă, da, o are pe grafică jocul ăsta. Sunt curios dacă nu mă bana, dacă mă prinde cu pachete, texturi sau ceva pe ăsta ca să arate mai mișto. 46, 47, 48, gata, hai că începe meciul. Până începe meciul, cred că se mai strâng... Încă 50 de perioade, deja urcă la 60, 62 și se strâng mai mulți ca pe un meci de PUBG normal. În fine, deci cum ziceam. A, apropo, mai aveți pe niște comenzi, de exemplu, puteți face backflip. Hopa! Apăsați, ăsta a fost pe U, pe I, ia, pe O ce are, e la fel? Ăsta e doar un salt, pe 0. Faci un ăsta așa, cred că pe asta o pot face și eu. Ia, se dă pe față. Pe 8 are? Are și pe 8, ia. Aveți pe aici scamatorii pe care le puteți face. Deci, cum ziceam, cred că știți cu toții să dați next. Nu cred că are rost să-mi dezinstaleze MTA-ul, că oricine știe să instaleze un joculeț. Așa, aveți și să vă puneți pe Z. Văd că stare pantalonii rupți în cur. Pardon, chiloți, hai să ne mai uităm acolo. Ia uitați și o păsărică imensă și neagră. Asta care asistă asta. Ok. Partea asta cu traseul cred că o știți. A, fiu, nu vă aruncați din el dacă sau cum e pe forne cu autobuz, în fine. Este exact harta din GTA, deci dacă ați jucat Sam sau story-ul de la San Andreas, cu siguranță n-aveți probleme cu harta, deci o știți. Eu vă zic sincer, cum am jucat story-ul, știu foarte bine San Fierro-ul și Los Santos-ul. Los Venturas-ul nu prea știu. Când sunteți pe squad, puteți da click dreapta ca să vadă cu echiperii unde sunteți, unde vreți să săriți. Așa, hai să mă arunc. E bine să țineți pe doamne, pe W ca să săriți mai repede. Hai să găsesc pe aici, să vă răpun stă treaba cu atașamente și nu să vă dați heal. Ăsta fiind pe squad, dacă v-ați luat knockdown. Adică dacă ați fost omorâți, nu muriți din start, doar vă luați knock, knockout, knockdown. Bate engleza și poate să vină un coechiper să vă învie, să vă ridice. Dacă este pe solo, va delete, nu mai are cine să vă învie. Bun, hai că vedem aici deja niște arme. Armele în general apar în zone de-astea, gen pe la uși, la intrarea în clădiri.
Armele toate sunt la nu, nu sunt la fel. Gen, nu e ca pe Fortnite cu arme verzi, albastre și astea. Armele sunt cum sunt și ideea este să le găsești atașamente. Acum atașamentele astea nu-ți fac automat arma mai bună. Depinde cam ce vrei să faci cu arma respectivă. De exemplu, cum am eu M4 ăsta, nu cred că îmi trebuie un 8X, maximum 4X. Dacă găsești un sniper, da, la îți trebuie 8X. Ca idee. Depinde și de player, cam cu ce atașamente se descurcă, cu ce armă. Aici nu există arma perfectă, există arma potrivită pentru player, nu arma cea mai bună în general. Hai că sunt aproape de zonă, cred că știți treaba cum este zona. E timpul ăsta aici, vă arată și omulețul ăla acolo pe schemă. Ideea cu kill-ul. Bandajele vă dau vreo 3 sferturi viață, la fel și first aid-urile. Dacă ați fost damage-uiți mai mult de aici încoace cu viața, vă puteți da heal în următorul mod. Ori vă luați un medkit pe care nu-l am, ori căutați energizante sau painkillers. Energizantele sunt exact ca doza de Red Bull, nicio diferență. Și când gen vă dați energizante sau Red Bull, aveți o bară care vi se încarcă. Bara asta scade cu timpul, dar cât timp aveți bara asta, vă dă așa un boost de viață. Nu chiar un boost, vă reface viața. Cât de cât. Hai să văd dacă mai... Eu pe aici am lootat? Cred că am lootat aici, nu? Stai, că e arma aici. Ok, ce avem aici? Ceva atașament, ăsta e pentru Kar 98, dar n-am Kar 98. SK12, ăsta e shotgun, no. Hai să iau gloanțele astea pentru pistol. Nu, nu-mi trebuie asta. Nasol că nu prea am vestă. Flash hider și cam atât. Bun. Ca să puteți căra cât mai multe iteme, trebuie să vă luați backpack-uri. Backpack-urile sunt level 1, level 2, level 3. Cu cât mai mare levelul, cu atât mai bine. Asta nu știu ce naiba e. Ce naiba e asta? Că nu dau seama. Nici nu pot să arunc. Cred că e echipamentul pe care l-am pe mine. Habar n-am. În fine. A, nu, cred că asta e pe ce ține o pistol acolo, nu știu. Deci aveți backpack-ul pentru spațiu și mai aveți și vesta antiglonț, care vă poate oferi și aceasta câteva sloturi în plus ca să vă mai țineți iteme. Și mai e casca pentru când e să vă luați headshot. Vă protejează de headshot. În caz de headshot, luați-vă mască de sudor, ca e cea mai bună, e de level 3. Au măștile, pardon, echipamente tot de numire, una e police vest, army vest. Aveți și mașini. Când sunteți singuri, apăsați F și direct ați condus. Dacă sunteți în squad, vă puneți lângă mașină și apăsați pe G ca să vă suiți ca și pasager. Vedeți, eu acum sunt pasager. Dar vreau să conduc. Nu-i recomandat să conduceți când sunteți într-o zonă cu mulți playeri, pentru că o să fiți auziți. Mașina e bună în caz că sunteți, nu știu, aici și trebuie să ajungeți în zonă. Eu acum n-am nevoie de mașină, o să mai lootez pe aici să văd dacă mai găsesc ceva. Cred că v-am zis cam ce constă. Uitați, hai că am găsit și energie. O, am găsit un 4X. Pe ce? Nici nu știu pe ce să... Hai că-l pun pe M ăsta. Hai că unii se împușcă. A, ăsta e sniper. Hai că-l pun pe ăsta. Și un energy drink și mă duc la bătaie. Eu pe serverul ăsta am dezactivat zăpada că, de exemplu, aveți aici settings. Și vine aici. Puteți folosi ținta clasică, eu am activat să am ținta clasică. Sau puteți să dați pe no, îi dați ok. Așa, și aveți ținta asta. Da, eu am pus pe ținta clasică, sau hai că o las pe asta, mi-e indiferent. Și mai stai niște setări, de exemplu să aveți snow, să aveți zăpadă, dar eu am dezactivat zăpada. În rest, setări de-astea de la server. Și pe astea nici nu am umblat. A, dacă se audă când pășesc pe zăpadă, am dezactivat. În fine, nu vă recomand să jucați cu setările de zăpadă, pentru că nu-mi place cu tematica aia, e căcăcioasă. Nu e nici realistică și te și încurcă. Nu neapărat în FPS-uri, dar așa, în gameplay. Bun, pe aici se împușcau ăștia, dar au plecat. Sau vor fi pe aici. Armele schimb de pe... N-am de pe numere, v-am să zic n-am peduri, dar nu, de astea de pe numerele de deasupra la taste. 1, 2, puștile, 3 asta, 4 meleu pe care nu l-am, de preferat e să vă luați tigaia ca e ca lumea, SK este că le-o pe ăsta. Stai, așa, îi pun 4X-ul și îi pun și ăsta. Extended mag pistol,
Și hai să-i dau reload. Aici depinde fiecare player ce armă îi place mai mult. Mie, nu știu, îmi place arma asta că e semi-automată și la cum ratez eu, uneori, e numai bună, numai binevenită. Hai să văd, aici sunt niște iteme pe jos, playerii de aici nu prea-i văd, poate fac și un kill. Uitați, vedeți armură, deci am dat asta jos și când am pus-o, pac, a scăzut cât de plin e inventarul. Vă oferă și asta niște sloturi. Mai trec avioane cu mânsaste de aici și vă mai aruncă cât un drop. A, să mă mai învăț când e să țineți așa, gen aim. Ori țineți apăsat pe click dreapta și vă da așa un zoom, ori puteți apăsați doar o dată, deci faceți așa. Țineți apăsat, vă dă zoom, apăsați doar o dată și vă dă așa. La fel și dacă aveți armă așa, fără scope. Depinde de situație. Dacă e unul în fața voastră, mai bine țineți așa și trageți. Dacă e mai departe, recomanda să faceți așa. Bine, nu cu asta, ci cu asta. Și mi se pare că, gen, dacă te uiți prin ăsta, prin scope nu poți să schimbi arma. Ia, da, așa poți să o schimb? Nici așa. Deci când ții armat așa, ți-i pregătit să tragi, nu poți să-ți schimbi arma. Doar așa. Da, deci, două puști, pistolul pe 3, pe 4 meleu, adică tigaie, mancetă ce găsești, și pe 5 grenada. Stun grenade, adică flash, explozivă, depinde ce grenadă găsiți. Ce am mai găsit pe aici? Atașamente. Uite, să pun țintă de asta, să pun vertical forgrip de asta ca să țină. Acum încerc să explic și pentru cei care n-au jucat niciodată Battle Royale-uri, gen de joc de genul ăsta. Atașamentele sunt cam așa. Cum vine arma asta? Să-i puneți scope, țintă, adică în loc să se vadă cum era din aur, să aveți o țintă așa sau așa, depinde ce armă folosiți. Asta e sniper. E lunetă, e armă distanță și de-aia i-am pus scope-ul ăla. Asta e armă mai de apropiere, poți să-i pui țintă de asta sau un pic mai mare. Scopurile sunt, ăsta e 4X. Sunt scopurile 2X, 3X, 4X, 6X și 8X. Și mai sunt astea, red, dodge, holographic. Ce să vă mai zic? Hai să beau energizantul să vă mai arăt. Deci, hai, îi dați drink așa, să nu vă mișcați din ce beți sau vă dați heal. Și acum am bara asta aici. Și cât timp am bara asta, în caz că sunt damage-uit, o să mi se refacă un pic din viață. Hai că am mai găsit o grenadă. Uitați, am găsit și tigaia. Tigaia asta e bună pentru că te mai apără un pic când e să tragă în tine și nu mi se mai văd mie, nu mi se mai vede gaura din chiloți. De exemplu, hai să vă arăt. Opa, uitați playerul acolo. Unde se duce? Cred că pleacă departe. S-a dus. S-a nu, a sărit. Cred că m-a văzut. Așa. Hai că l-am atins un pic. În fine, voiam să vă arăt, gen, intri în zonă. Opa, se omoară ăștia aici. Hai să ies din zonă. Fiți atenți. Uite, mie acum mi se refa... Cred că ăștia amândoi sunt scoate. Și am să dea peste mine și mă omor acum. Și am murit. Da. Hai să mai bag un match. Eu fac și gameplay și... Eu acum sunt și nebun că pe serverul ăsta e numai squad. Squad mode și na. Joc singur împotriva squaduri. În fine, hai că mai joc așa un meci că vreau să mai fac un kill. Bun, hai că o să sar direct aici în Los Santos ca să fac o bătaie mai rapidă, să nu fac un clip prea lung în care tot să vă explic cum funcționează San Andreas Battle Royale. Sau GTA PUBG, în fine. Hai că sar direct, mă duc așa. Dacă vreți să mai vă deplasați pe distanță, nu țineți apăsat, lăsați așa că parcă o mai ia înainte un pic. Așa gen e când vreți să vă duceți mai drept. Așa. Nu știu cum fac să aterizez mai repede. Dacă gen vreți să aterizați mai încet, să nu nimeriți să aterizați pe o clădire sau să ocoliți un obstacol, țineți păsă și noi așa de... Stă în aer mai mult timp. Eu mai fac așa stânga-dreapta că aterizează mai repede în câte văd. Poate greșesc eu, cine știe, deja am 15 minute văd de când filmez. Ok. O să mai tai eu pe la montaj ca să nu iasă prea lung. Hai să vedem ce avem aici. Căscuță 8X și un energizant pe care îl beau degeaba. Mi-a dat și un 8X, dar n-am pe ce armă să-l pun. Hai că aici practic e secția de poliție. Ar trebui să fie ceva bun. E înăuntru aici? E? Nu e. Să intru în secția de poliție. Poate e pe aici ceva. Totuși o secție de poliție. Ar trebui să fie arme. Gata, am găsit.
Așa, să iau casca asta că e de level 2, să încărcăm ăsta și deja am pus un 8X. Ia uitați cât zoom-ul am. Hai să văd prin parcare pe aici ce-o fi. Zona e departe, trebuie să găsesc o mașină. Ceva pe aici, uite aici. AUG, gata. Hai că pun scopul pe AUG. AUG, știți, arma aia de PCS, pentru jucători de Counter-Strike. Hai că mai e ceva aici. O rangă, mă cred deja în Half-Life. Și văd că mai e ceva aici. Ia să vedem, rucsac, level 2. Stai mai ceva sus aici. Crossbow, crowbar, nimic bun. Ok, hai să ieșim de aici. Dacă vreți să fugiți mai repede, apăsați pe X, nu mai țineți nicio armă în mână și prindeți așa puțină viteză în plus când e să fugiți, de exemplu, cum ar trebui să fac eu acum ca să mă duc în zonă. M-ați mustață de gaborante să mă bărbieresc. Aici am lootat, hai să caut o mașină să plec de aici. Deci zona unde e, undeva pe lângă zona 51, în colț acolo. E bine că aici caracterul... A, uite, pe ăsta are mașină. Ne, nu l-am atins. A, da, apropo, aveți Daci. Ăștia au vrut să... Original PUBG e făcut cu zona de asta de prin Rusia, dar problema aveți Daci. Mie îmi convine. Mai românesc un pic jocul. Uite o mașină parcată acolo. Aia e mașină? Da, e mașină. E distrusă? Sper că nu. Dar pare să fi dat jos careva. Bă, știi cum se zice. Să fii sănătos. O confisc. Gata. Mașinile, din păcate, se conduc oribil cum se conduc pe GTA în general. Ăla s-a dat jos să mă împuște? Ce dracu face ăla? Hai că mă duc pe aici, să fiu atent să nu mă răstor, pentru că s-a început zona să se propage și mă prinde din urmă. Mașinile... Ia, bă, că e și o motocicletă aici, dar nu vreau, că dacă m-am răsturnat, m-am luat damage. Deși aia părea mai intactă. Ce am observat e că aici, dacă te răstorni cu mașina și se pune cu roțile în sus, nu ia foc. Se pune la loc, gen cum e pe GTA 4 sau pe GTA 5. Un lucru destul de bun, măcar așa nu ți se mai distruge mașina. Și mai dai fail din orice. Ok, că m-am depărtat un pic de zonă, de zona rea, trebuie să mă duc în zona bună. Deci pe ăsta, cred că e AFK. E AFK, cine știe. Am plecat că mă prinde cu echipierul său. Era AFK, își făcea inventarul, cine știe ce făcea. Oricum ați văzut, n-am murit din prima, s-a pus pe jos pentru că era în squad și mai era un coleg de-al său care putea să vină să-i dea heal, să-l învețe, să-l învie. Auzi, nu știu să mă învețe, să-l învețe. Hai că mai am un până în zonă. Cum să fac? Hai că mă duc pe aici așa. Mamă, dar stau una... Sau nu, hai că e bine, hai că e bine pe aici. Hai că podul ăsta e la fix. Și acum îi dau drept. Să-mi încarc și AUG-ul. Am făcut și un kill pe un player AFK, sunt bun, ce să zic. Cel mai mult așa, cred că am făcut 5 kill-uri. Sau kill-uri, kill-uri în cazul ăsta. Cel mai multe kill-uri au fost 5 într-un singur match, dar mai mult de atât n-am făcut niciodată. Hai că am ajuns acum în zonă, mai un player acolo, ia să mă bag mai la adăpost un pic. Vă învați o video să jucați Battle Royale. Eu copil pe PUBG, deși eu n-am jucat niciodată PUBG. Dar asta e altă parte. Să mă duc pe aici și să mă ascund aici. Ok, playerul ăla undeva pe acolo s-a dus parcă. Hai să încerc să-l pândesc. Opa! Trebuia să țin mai bine SKS-ul totuși. Poate dădea mai mult damage. Stai că mai sunt player care se împușcă să mă ascund. Mai sunt unii pe acolo. Opa! Așa, l-am prins pe fraier. Și țin sniperul. S-a mișcat ceva acolo sau mi s-a părut? Apropo, dacă țineți așa, se face animația asta. Deci să nu vă speriați dacă vă răsturnați așa, că așa este mecanica de la joc. E destul de utilă chestia asta. Dar uneori te încurcă, în cele mai multe cazuri. Hai să văd ce avea asta la el. S-a mișcat unul tufișul ăla. Se au repede gloanțe, compensator. Sper că nu vine niciunul. 8x am, hai să pun un 2x mai bine. Așa. Backpack level 3. Și medkit.
Vestă. Painkiller ăsta. Compensator de sniper. Extended mag pe ăsta nu pot să pun și cam astels. Hai să dau. Deci pe ăsta n-am extended mag. Am să mai pun. Hai să dau un energizant. Sau nu, un painkiller. Nu știu care dă mai mult acolo. Pentru că painkiller-ul. Ia când mi-a dat două bări painkiller-ul. Să ne chinizam, tu ți-o dau o bară sau o bară jumate, nu știu. Adică eu mă gândesc, bă, logic. Ce ar trebui să fie mai eficient? Un energizant sau ceva medicament împotriva durerii? Zic și eu. Hai să iau mașina asta de la omorât. Să țin pregătit AUG-ul în caz că îi se apară unul. Asta e mașina mea, dar deja fumega. Mă duc să iau pe doamna rablă de acolo. Aoleu, și mașina de genul ăla nu le suport. Hai că am mai găsit aici. Bandaje, flash, medkit și ce asta? Stai că am luat ceva pentru sniper, parcă am văzut. Uite aici, supresor de sniper, dar eu am compensator. Știu după Ringo Elysium că compensatorul e mai bun. Supresorul ăla e mai mult ca și silencer. Dar compensatorul e că îți compensează acolo, nu știu. A luat așa. Bine, când n-ai niciuna, bine. Când ai niciun atașament, orice căcat e binevenit. Uite, deja aici mai pot să găsesc doar un extended mag și încă ceva pentru patru puștii. Hai să ne urcăm în mașină. Da, fiind server rusesc, e puțin lag, după cum vedeți. Stai că a început și zona se propage. Dar asta să vă explic. Hai să văd dacă am cum să ies în stradă. Aici e stradă. Opa. Bine, recunosc, și eu conduc oribil în GTA aici. În GTA 4 conduc și mai oribil. Auză ce trage după mine. Bă, mi-a spart roata. Nonorocitul mi-a spart roata. Bine, hai să ne batem atunci. Dacă ești tare. Hai, să o dăm parte în parte. Treci și luptă ca un bărbat. Hai, trebuie să mă supă. Opa. Și am murit. Da. M-a prins ăla, mi-a spart roata. A mai fost unul, m-a delete. Măcar a ieșit pe locul 14. Eu cred că e bunicel. 14-84 e ceva. Cam asta e, aveți o varietate de servere. Unele au caractere mai bine definite. Hai să ies de aici. Așa, gata. Bun. Ăsta ar cam fi MTA Battle Royale. Sper că v-a plăcut. O să tai o grămadă aici la montaj. Și cam atât. Vreți să jucați? Vreți să mai fac live-uri cu jocul acesta, cu acest mod de joc? Lăsați-mi un comentariu și când se strâng mai multe comentarii cu vreau să mai faci live cu jocul ăsta, o să mai fac. În fine, cam atât. Pafta la joacă, enjoy, good game, have fun, ciao les.